Merg să vă văd de acolo de sus. Ia să vă văd, ia să vă văd. Salut! Wow! Salut! Cineva a rămas acasă să doarmă, cred. Salut! Oh, gata, i-am trezit și pe cei care mai dormeau. Ce mult mă bucur să vă revăd, pupici! Mua! Mua! Ați prins pupicii? Bine, pentru cei care mai dormeau. Mua! Mua! Pupici și floricele. Priviți ce floricele frumoase am cules. Vă plac? Ador atunci când în casă sunt multe flori. Da, când ai flori în casă, parcă automat se schimbă dispoziția și atmosfera. E adevărat? Cine acolo strigă clounela? Nu văd pe nimeni. Salut! O să pun aici câteva floricele. Ia să vedem așa. Și voi acasă puneți floricele în vaze? Da! Chiar copiii pun sau pun părinții? Foarte mult îmi plac florile și știu foarte multe feluri de flori. Vă știți multe feluri de flori? Să știți că mă gândeam să culeg ghiocei, știți voi, primele flori ale primăverii. Doar că ghioceii sunt pe calea de dispariție, sunt în cartea roșie și m-am gândit că mai bine iau alte flori. Astea tot sunt frumoase, așa-i? Vă întrebam de flori. Ați spus că știți multe, multe flori? Ok, vă testez imediat. Ia să-mi spuneți, este o floare albă, bine, de cele mai multe ori albă, cu multe, multe petale și pe care o punem chiar și în ceai. Cum se numește? Romaniță sau mușețel. Dacă e să folosim pălmuțele și degețelele, cum am arătat noi o romaniță? Ia arătați-mi romanița. Sau așa, dacă punem două, da? Cam așa ar fi o romaniță. Bravo, v-ați descurcat! Următoarea floare. Seamănă cu romanița, doar că e un pic mai mare și e de culoare galbenă. Se zice că e soră cu soarele. Și cum am arătat noi floarea soarelui? La fel cu degețelele, doar că, hai să zicem, un pic mai mari. Putem lua degețelele lui tata să facem floarea soarelui, da? Bine, următoarea floare crește din bulbi, primăvara, poate fi găsită în toate nuanțele posibile. Se zice că țara de origine e Olanda. Lalele! Ia arătăm și noi lalele. Cum am arătat? Nu vă arăt eu. Hai, arătați-mi voi. Așa, niște lalele, da? Se zice că acolo în Olanda sunt câmpii întregi cu plantații de lalele. Te uiți și vezi aici galben, acolo albastru, alb. Lalelele sunt preferatele mele. M-aș duce în Olanda să le văd. Hai încă o floare. O floare de mai, puternic mirositoare, albă. În mai, asta vine acum, în februarie. Așa, e formată din mai mulți clopoței albi. Lăcrimioara! Hai să facem lăcrimioara, dar cred că va trebui să luăm niște clopoței de la mami, tati, da? Cum am face noi lăcrimioara? Uite așa. Ding, 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 ding. Să știți că și lăcrimioara e pe calea de dispariție și în cartea roșie, așa că atunci când le culegem, dar asta se referă de fapt la toate floricelele, rupem doar floricica, bine? Nu și rădăcina. Și aici liniște. Bine? Yeah. Următoarea floare. Floricele mici. E un arbust. De cele mai multe ori de culoare mov sau alb. Și e tare puternic mirositoare. Liliacul. Nu cred că am putea arăta noi liliac. Sau dacă toți am face așa niște floricele micuțe, micuțe și am strânge un buchet mare de liliac. Dar ce mai poate fi liliac? Mamiferul ăla care doarme cu picioarele în jos? Adică cu picioarele în sus și cu capul în jos. Dar floarea care are ghimb pe tulpină? Bravo! Deci voi știți atât de multe flori, meritați toate aplauzele. Ia să aud, cum vă aplaudați voi? Bravo!
Fetele, prietenele mele, la fel adoră floricelele. Apropo de ele, nu le-ați văzut? Acuarela și zâmbărela, nu le-ați văzut? Le-ai văzut? Unde le-ai văzut, Tania? Ah, serios? Hai atunci mai bine să le strigăm. Și dacă au adormit pe acolo, cine știe ce fac? Ne-am înțeles că suntem aici toate împreună să ne jucăm. Voi ați venit, dar ele încă nu sunt. Mă ajutați să le strigăm? Împreună. Acuarela, zâmbărela. Și încă o dată. Zâmbărela. Acuarela, acuarela, să ne grăbim. Să vedem ce-i cu gălăgia asta. Oare unde o fi clounela? Aici, clounela, clounela. Clounela, aici erai. Salut. Salut, că ai venit. Clounela, în sfârșit te-am găsit. Oho, câți copii. Salutare, salutare copii. Voi unde ați fost? Noi ne-am înțeles că ne întâlnim aici acum o jumătate de oră. Eu am venit, copiii sunt pe loc, dar voi? Ce s-a întâmplat? Păi, îmi pare tare rău, clounela, îmi pare rău, copii. Am întârziat pentru că eram foarte ocupată cu oglinda. Cu ce? Cu oglinda. Cum adică? Păi știți ce făceam? Experimentam în oglindă cum arată fața mea atunci când sunt fericită și fața mea atunci când sunt tristă. Voi știați că fața noastră arată diferit atunci când zâmbim decât atunci când suntem triști. Dar mai bine zic să experimentați, copii, împreună cu mine și o să vedeți cum se schimbă fața noastră. Sunteți gata? Acum? Da, chiar acum putem experimenta. Atenție, copii, trebuie să arătăm bucurie. Cum arătăm noi bucuria? Yay! Cu zâmbetul pe față, uite așa. Foarte bine. Acum trebuie să arătăm cum suntem triști. Ia să vedem cine e cel mai trist copil. Așa, fără zâmbet, bravo. Trebuie să arătăm frică, ne-am speriat de ceva. Suntem speriați, bravo! Acum trebuie să arătăm dezgust, nu ne place ceva. Nu e gustos, nu ne place. Ce bine vi se primește. Acum iubire, facem ochișori îndrăgostiți. Uite așa, bravo, fetițe și băieții. Plâns, să vedem cine plânge mai tare. E suficient, nu mai plângem, nu mai plângem. Suntem obosiți acum un pic. Ia să vedem. Ce obosiți. Băi, cum obosiți? Suntem obosiți? Gata, nu mai suntem obosiți. Suntem acum un pic furioși. Ia să vedem cine e cel mai furios. Așa, trebuie să fim furioși, bravo! Tu zâmbești în continuu, nu ești furios. Aoleu de mine. Nu știe furia. Pentru că trebuie să arătăm fericirea. Acum ridicăm sus mânuțele. Yay! Suntem cei mai fericiți. Ați văzut? Toate aceste emoții și multe altele, noi le simțim în fiecare zi. Nici nu observăm cum se schimbă fața noastră atunci când suntem bucuroși și atunci când suntem triști și apoi revenim iarăși la fericire. Bravo! Vai, ce experiment interesant! Eu voi încerca acest exercițiu și în fața oglinzii. Sunt tare curioasă cum arăt atunci când zâmbesc și atunci când sunt obosită sau când plâng. Mulțumesc pentru acest exercițiu și să știi că scuzele tale sunt acceptate. Bravo! Clounela, dar și eu vreau să-mi cer scuze că am întârziat. Să știi că și eu eram ocupată. Tot cu oglinda? Nu. Ocupația mea era curcubeul. Eram atât de concentrată să număr culorile curcubeului încât am pierdut noțiunea timpului. Nici nu am observat cât de repede a trecut jumătate de oră. Apropo, voi copii, cunoașteți câte culori are curcubeul? Câte? 7! Corect, dar parțial. Noi vedem cele 7 culori, dar de fapt, să știți că curcubeul are un spectru continuu de nuanțe. Priviți la ecran, vedeți?
sunt mult mai multe. Să știți că eu aleg doar 7 culori ca să desenez un curcubeu. Pentru că dacă aș alege mai multe nuanțe, nu mi-ar ajunge nici o săptămână să-l desenez. Ce interesant, nu știam de spectru continuu de culori. Adică dacă mă mut un pic mai sus sau mai jos, imediat primesc altă culoare. Uh-huh. Deci curcubeul are mult mai multe culori decât 7. Da, Claunea. Ce bine că trebuie doar 7 ca să desenăm curcubee. Dar voi le știți pe alea 7? Da? Încercăm acum să le spunem de jos. Care e prima? Mov. Indigo. Albastru. Verde. Portocaliu și... Bravo! Atunci eu propun un joc. Așa. Împreună vom face un curcubeu. Cum? Vom face în felul următor. Eu voi spune culoarea, iar voi să-mi spuneți ce cunoașteți de acea culoare. Ne-am înțeles? Atunci start joc. Așa. Prima culoare va fi mov. Ia să văd ce cunoașteți voi de culoarea violet. Liliacul, bravo. Aha. Încă cineva a zis struguri aici. Struguri, super. Vânăta, bravo. Vânăta. Și încă prunele. Și prunele. Apropo, avem culoarea violet. Apropo, copii, culoarea mov este culoarea bogăției. Următoarea culoare, fiți atenți, culoarea indigo sau albastru închis. Ia să văd, ce cunoașteți voi de această culoare? Cerul noaptea. Cerul noaptea, da. A, bine, super, încă. Luna. Luna e galbenă. Când nu este. Dar știi, este un desen animat cu eroi în pijama. E cineva în albastru acolo. Cine? Pisoiul. Bravo. Și ura, avem albastru. Super. Această culoare înseamnă spiritualitate și înțelepciune. Următoarea culoare, fiți atenți, culoarea albastră. Albastru mai deschis, ce pare? Cerul. Cerul încă. Marea. Marea, da. Maiouri sau hainele? Da, apa. Hai mai bine să spunem o prințesă care are culoarea rochii albastră. Da, cerușa. Elza. Această culoare înseamnă pace și calm. Ia să văd, următoarea este culoarea verde. Verde. Iarba. Iarba. Iarba, corect. Castravetele, bravo. Varza, da. Kiwi. Și kiwi. Super. Frunză. Verde. Culoarea verde este speranță și viață. Speranță și viață. Acum culoarea galben. Galben. Soarele. Soarele. Ce? Banana. Banana. Lămâia. Lămâia. Și încă gutuia. Foarte bine. Iar da, culoarea galben înseamnă căldură, lumină și fericire. Sunteți gata pentru următoarea culoare? Da. Ia să văd. Culoarea oranj sau portocaliu? Morcovul, bine. Portocala. Portocala, da. Le folosim la Halloween. Ce sunt ăștia? Mandarina. Bostanul. Și bostanul, foarte bine. Iar culoarea oranj înseamnă energie și sănătate. Sănătate, no? Și acum ultima culoare, fiți atenți, culoarea roșie. Cireșe. Buburuza. Buburuză. Căpșună. Căpșune. Căpșună. Ardeiul. Wow. Sângele, bravo. Gata. Iar roșu este cea mai fierbinte culoare și înseamnă iubire. Iubire. Ce bine, copiii s-au descurcat. Dar bravo. Tu, Colorela, știi atât de multe despre culori și despre curcubeu. Mulțumim că ne-ai oferit și nouă această informație. Cu drag, Clownela. Eu despre culorile curcubeului pot vorbi la nesfârșit. Oh, oh, oh. Dar v-am oferit atâta informație cu un pic... Am obosit.
obosit și m-am extenuat. Ai obosit deja? Păi eu zic, Acuarela, că trebuie imediat să ne încurcăm cu energie și pentru asta să facem un pic de gimnastică. Ce spuneai tu, energie, bine. Portocaliu? Da. Deci avem nevoie de o doză de portocaliu. Fete și băieți, cred că e timpul să facem un pic de gimnastică. Ia să văd cum vă ridicați repede în piciorușe. Așa, să cântăm și să dansăm cel mai cunoscut cântecel de pe planeta Clownela. Știți care e? Sporty Worty! Bravo! Sunteți gata? Mâinile în față. Scuturăm, 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 scuturăm. Ne-a oprit! Așa, scuturăm. Ne-a oprit? Ne-a oprit? Numărăm împreună până la 3? Haideți, tare și 1, 2. Hai la joacă, știm că... Bravo! Hai mânuțele sus și clap, clap, clap. Hai mânuțele jos și bang, bang, bang. Facem sport și dansăm, să fim tare, antrenăm. Dansul nostru, Sporty Worty, Sporty Worty. Hai pe dreptul sărim și top, top, top. Și pe stângul pornim și hop, hop. Nu stăm deloc pe loc, sportul e ca un joc. Dansul nostru, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty. Hai mânuțele-n șol, dreapta pornim și în stânga la fel și revenim. Ne plecăm, ridicăm, nu, 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 nu trișăm. Dansul nostru, Sporty Worty, Sporty Worty. Mâinile scuturăm și ding, ding, dong. Și pe loc alergăm și trop, trop, trop. Ne învârtim și sărim și înapoi revenim. Dansul nostru, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty. Am ajuns la final și-am obosit. Sporty Worty util, dar ne-am oprit. Inspirăm, inspirăm, expirăm. Voi mai vreți să ne jucăm? Voi mai vreți să ne jucăm? N-aud! Atunci în piciorușe! Hai mânuțele sus și clap, clap, clap. Hai mânuțele jos și bang, bang, bang. Facem sport și dansăm, să fim tari, ne antrenăm. Dansul nostru, Sporty Worty, Sporty Worty. Pe dreptul sărim și top, top, top. Și pe stângul pornim și hop, hop, hop. Nu stăm de la pe loc, sportul e ca un joc. Dansul nostru, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty, Sporty Worty. Curge portocaliu! Simt cum sunt plină de energie! Și eu mă simt mult mai bine și sunt gata să ne jucăm mai departe! Eu vreau să mă joc de-a fații ascunselea! Nu, 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 nu! Hai mai bine de-a prinselea! Nu, sau poate să facem roata! Nu, mai bine să ne luăm la încercări! Sau poate să numărăm culorile curcubeului! Păi stai un pic, Acuarela, ai zis că sunt de nenumărat! Cum să le numărăm pe toate? Atunci spunem ce poate fi în număr de 7. Păi simplu, curcubeul! Și încă ce? Să mă gândesc... Știu! Dar mai întâi să-mi spuneți voi, copii! Deci, așa, dar hai să ne gândim... Zâmbărela, stați un pic... Hai să ne gândim la muzică. Deci dacă avem nevoie să facem un cântecel, ce scrim noi pe foaie? Note muzicale. Și ele sunt un număr de 7, care împreună formează gamma, do, major, da. Știți să le numiți pe toate? Mm-hmm. Haideți împreună. Do, re, fa, la, do. Și înapoi. Do, si, la, sol. Dar repede, puteți? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Puteți? Gata, hai asta altă dată. Bravo! Ia să vedem ce mai poate fi încă număr de 7. Știu eu, vă provoc eu. Stați, eu vă întreb. Să ne gândim la globul pământesc. V-ați imaginat? Aha.
sunt porțiuni de pământ înconjurate de oceane. Cum se numesc ele? Continente! Bravo! Exact! Sunt 7 continente. Ați știut asta? Da, și știți să le numiți? Doar una începe cu E. Cum se numește? Europa. În rest, toate sunt cu A. America de Nord și America... Sud. Bravo! Asia, Africa, jos acolo e Antarctida și cea mai mică e... Australia! Fantastic, bravo! Știu, o să-i provocăm și pe părinți. Pe părinți îi provocăm la lecția de istorie antică. Părinți, sunteți atenți? Acum vedem cum ați învățat voi la istorie. Sunt 7 monumente foarte importante din lumea antică. Știți voi, grădinile din Babilon, piramidele din Egipt, toate astea sunt... 7 minuni ale lumii! Bravo! Wow! E extraordinar! Câte lucruri interesante învățăm astăzi despre cifra 7, care semnifică ceva divin și înseamnă și echilibru. Stați să vă zic, știți de ce echilibru? De ce? Vă zic doar că se face un pic liniște ca să audă toți. Este echilibru pentru că până și dezvoltarea umană trece prin 7 etape. De la embrion până la bătrân sunt 7 etape. Și știi de ce este divin zâmbărela? De ce? Pentru că sunt 7 păcate și tot 7 sunt virtuțile. Îți imaginezi? Dar ați mai uitat ceva în număr de 7? Cum adică? Păi eu credeam că am zis deja tot ce poate fi în număr de 7. Ce-am uitat? Cele 7 zile ordonate. Ce formează copiii? Zilele săptămânii. Și ei ziceau asta la început. Dar noi ne-am dus tocmai în lumea, în istoria antică, și am uitat de cele 7 zilele săptămânii. Ce bine, zic copiii. Mă gândeam să-i întrebăm dacă le cunosc. Dar eu zic că e mult mai interesant să cântăm împreună cel mai nou cântecel de pe planeta Clowneala. Vreți? Atunci, știți ce trebuie să faceți? Ne ridicăm în piciorușe sus și chemăm muzica împreună, da? Nu văd, mâinile în față și acolo. Bine, numărăm împreună până la... Tare și... 1, 2, hai la joacă, știm! Vrei! Bravo! De la 1 începe.
miercuri facem cercuri, joi dansăm în doi, vineri bate din palme, sâmbătă de gâdilă, duminică dansăm! Bravo copilași! Bravo mai copii frumoși, sunteți mari și curioși. Zilele le-am învățat, săptămâna am adunat, zilele am cunoscut, săptămâna am făcut! Foarte mult ne place acest cântecel. Vouă vă place? Vă zic un secret. Sunteți primii copii care aud acest cântec. Noi cântăm acest cântec în fiecare zi. Dar știți când? Atunci când mergem la calendar și luăm foaia. Oi, Crounela, se pare că noi n-am cântat acest cântecel deja de câteva zile. Am cam și uitat de calendar. Oare ce zi o fi astăzi? Ne-a spus că e duminică. E duminică? La noi e marți. Da, hai să vedem după marți ce am zis că vine? Miercuri. Ok, după miercuri? Joi. Ha, mai avem până duminică, da? Da. După care vine și sâmbătă și duminică. Am ajuns duminică. Ce? Păi noi n-am luat foile din calendar și uite că am uitat că astăzi este ziua mamelor. Am uitat să rupem foile din calendar. Păi, Clounela, ai dreptate, dar cum crezi mai avem timp să facem ceva frumos împreună? Nu știu, suntem în încurcătură. Nu știu ce ne facem. Și nu mai avem nici timp să facem cadouri pentru mame și eu care am vrut să adun toate culorile din curcubeu pentru această zi. Să știți că eu am adunat în pușculiță bani pentru că am vrut să găsesc un machiaj magic care să o facă pe mama tânără și frumoasă. Sună bine, Zâmbărela, dar nu cred că există așa ceva. Păi nu știu, mă gândeam că poate de ziua mamelor reușesc să găsesc un asemenea cadou. Dar ce mai contează dacă nu avem timp? Și ce ne facem? Eu simt că am așa un sentiment de frică, sunt stresată. Știu, mai întâi avem nevoie să ne calmăm. Uite, să punem mâna pe burtică și o să umflăm un balon mare. Umflăm. Și acum dezumflăm. Copii, puteți face și voi, umflăm. Și desumflăm. Se pare că încep să mă simt mai bine. Mai încercăm o dată? Hai, umflăm. Apropo, părinți, puteți face și voi asta. Învățați cum să scoateți stresul. Deci, umflăm burtica, balonul. Și expirăm. Și încă o dată. Eu simt că m-am calmat. Dar că nu mai a venit încă nicio idee. Poate ne jucăm un pic și ne vine între timp o idee. Să știți că atunci când mă joc mă simt și mai bine. Da? E o idee minunată. Atunci hai să desenăm în pălmuțe. Adică copiii să deseneze în pălmuțe la părinților. Și cum o să ne jucăm? Păi simplu, uite. Părinții vor închide ochii, dar copiii vor vedea o imagine pe care va trebui să o desenați în pălmuțe la mami sau la tati. După care părinții să ne spună ce ați desenat. Încercăm? Părinții nu i-am auzit. Părinții, încercăm? Dar părinții va trebui să închidă ochii. Și promiteți să nu trișați? Cam slăbuți. Promiteți? Bine. Copiii, sunteți gata? Părinți, sunteți gata? Părinții închid ochii, copiii văd o imagine, dar nu spuneți ce vedeți, bine? Ne uităm, copiii? Așa, desenăm la mami în pălmuță. Hai, la tati, cu bunica, bunelu, cu cine ați venit? Ați desenat? Părinți, deschideți ochii. Ce aveți în pălmuțe? Da. O floare? Da! Hai, încă una. Părinți, închidem ochii. Așa, părinții au închis ochii, copiii se uită. Desenăm asta, da? Da. Desenăm. Părinți, deschideți ochii, ce aveți? Soare? Bravo! Următoarea. Părinți, închidem ochii. Copiii, ne uităm. Desenăm. Nu spunem ce vedem pe imagine. Desenăm, părinți, ce aveți? O căsuță! Bine!
Părinții închid ochii, copiii fac liniște. Ne uităm la ecran, desenăm. Nu spunem ce este pe ecran. Părinți, ce aveți? Inimioară. Haideți să mai încercăm una. Părinții închide ochii. Copii, nu spunem, desenăm doar. Nu spunem, facem gălăgie, nimeni să nu zică nimic. Părinți, ce aveți? Ce bine se isprăvesc. Mai dăm una? Dar părinții n-au zis, copiilor le-a plăcut, dar părinților văd că mai puțin. Sau vă place și vouă? Bine, închidem ochii, părinți. Copiii desenează, nimeni nimic nu spune. Părinții, a ziceți ce aveți acum? Un auraș? Sper că nu e cu ploaie. Bun, mai avem vreo una? Închidem ochii, părinți. Nu spunem. Desenăm. Curios dacă asta o să reușiți. Ce aveți? Vai, cât de bine vă descurcați! Aplauze pentru toți părinții! Așa, părinții au ghicit foarte bine, ceea ce înseamnă că copiii au desenat foarte bine. Mm-hmm. Au fost niște pictori iscusiți. Pictori zici? Da! Se pare că mie mi-a venit o idee! Se pare că mie mi-a venit aceeași idee! Sper că ideile voastre coincide cu a mea. Vreți să desenăm? Da! Ce bine! Vom desena! Deci, noi nu am reușit să facem cadourile, dar ne-am gândit că acum am putea să pregătim câte un desen pe care să îl facem cadou, să îl dăruim. Voi faceți desene acasă? Și obișnuiți să dăruiți desenele voastre? Mamele voastre primesc desene de la voi? Ce minunat! Pentru că și mie îmi place foarte mult să desenez, dar mai tare îmi place să dăruiesc desenele mele. Să mă gândesc de ziua mamelor ce aș putea desena. Deci eu m-am gândit să-i fac cadou un machiaj magic. Știu ce voi desena, mi-a venit o idee. Ne spui și nouă? Mai întâi desenez și apoi vă arăt și vouă. Și eu mai întâi voi desena și apoi o să le arăt copilașilor. Dar eu am vrut să vă spun, vă zic ce vreau să desenez? Vreau să desenez, mai țineți minte când am venit ce aveam în mână? Flori! M-am gândit să desenez un buchețel de flori, pentru că florile parcă transmit singure un mesaj. Când vrei să spui cuiva la mulți ani, ce aduci? Flori! Și bine, un cadou. Vrei să spui cuiva felicitări pentru ceva anume? Aduci flori! Vrei să spui cuiva te iubesc? Flori! Vrei să spui cuiva iartă-mă? Flori! Vrei să spui pur și simplu să ai o zi minunată? Poți să aduci flori. Așa-i? Gata! M-am decis! Voi desena un buchețel de flori! Ia să vedem! Wow! Se pare că eu acuși termin desenul. Ceva nu-i ajunge. Două puncte negre. Și un pic de roșu trebuie să pun aici. Stai, așa, un pic de roșu. Am terminat desenul. Se pare că eu sunt prima, da? Eu am mai terminat desenul, ura. Vreți să vă arăt desenul meu? Fiți atenți. Da. Am desenat un zâmbet mare, care pornește din soare. Este exact machiajul magic pe care îl căutam. Știți de ce? Pentru că toți suntem frumoși atunci când zâmbim. Vă place desenul meu? Și mie îmi place. Acuarela, dar ce ziceai tu acolo că înseamnă culoarea galben? Galben înseamnă căldură. Galben mai înseamnă și bucurie. Mai înseamnă și optimism. Da? Și desigur că înseamnă veselie. Veselie zici? Da. Ce bine! Fetelor, voi ați terminat desenele? Încă nu. Eu am ajuns într-o dilemă. Nu știu de ce culoare să fac florile. Nu înțeleg. Ce s-a întâmplat? Oare, curios ce desenează acolo acuarela și clounela? Cum crezi, copii? M-am cam obosit, poate luăm o pauză?
Am înțeles. Dacă să luăm o pauză, atunci ne încărcăm cu multă, multă energie și veselie, așa cum semnifică și culoarea galben. Cred că am prins ideea. Vrei să cântăm și să dansăm dacă vesel se trăiește? Exact! Yes! Exact asta vroiam să facem. Dansăm împreună cu copiii. O să facem în felul următor. Nu știu de ce culoare să fac florile, așa că mai întâi desenăm, ne luăm porția de galben și după care revin la desenul meu. Copii, desenați, adică dansați cu noi. Bine, ne ridicăm în picioare. Da, ai văzut că cineva a dormit acolo? Cine a dormit? Vă ridicați în picioare. Trezirea. Așa, gata, s-a trezit. Punem mâinile în față și numărăm împreună tare până la 3. Și 1, 2, 3. Joacă. Că știm că vrei. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, unul altul ai zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, să dansăm. Dacă vesel se trăiește, să dansăm. Dacă vesel se trăiește, unul altul ai zâmbește. Dacă vesel se trăiește, să dansăm. Dacă vesel se trăiește, ne jucăm. Dacă vesel se trăiește, ne jucăm. Dacă vesel se trăiește, unul altuia îi zâmbește. Dacă vesel se trăiește, ne jucăm. Dacă vesel se trăiește, spune hei! Hei, hei! Dacă vesel se trăiește, spune hei! Hei, hei! Dacă vesel se trăiește, unul altuia îi zâmbește. Dacă vesel se trăiește, spune hei! Hei, hei! Dacă vesel se trăiește, înghețăm. Dacă vesel se trăiește, înghețăm. Dacă vesel se trăiește, unul altuia îi zâmbește. Dacă vesel se trăiește, înghețăm. Și facem ca roboții. Ia să vedem, reușiți? Bravo! Și va fi gata. Steluțe! Tare sunt curioasă să văd desenul tău, acuarela. Copii, cum credeți, ce are acuarela acolo desenat cu steluțe? Lună? Ce mai poate fi încă? Soare, poate? Am ghicit sau n-am ghicit? Nu, copiii nu au ghicit. Eu am vrut să fac cel mai frumos și cel mai colorat desen. De aceea m-am gândit să fac un curcubeu. Ia uitați, vă place? Dar dacă vedem curcubeul doar atunci când este ziua, am ales să fac un curcubeu de noapte. Am adăugat și câteva steluțe colorate și câteva culori care înseamnă sentimentul meu pentru mama. Și cred că acest desen o să ne creeze niște vise colorate. Visele noastre, visele de copil. Îmi place mult! Da, e foarte frumos desenul tău. Seamănă foarte mult cu
cântecelul nostru, Vis de copil, mai ales cu toată semnificația care poartă în spate. E tare frumos! Am putea să cântăm împreună cu copiii, iar părinții să asculte care este visul unui copil. Păi am putea face așa. Părinții să scoată lanternele de la telefoanele mobile, iar copiii să meargă la îmbrățișări dulci, dulci, dulci. O să facem, da? Ia să vedem câte steluțe sunt pe cerul nostru. Iar noi o să vă spunem care este visul unui copil. Sus, 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 sus toate steluțele. Dar voi, copii, mergeți la mami să o îmbrățișați, da? Sau la tati. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zor și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. Când sunteți îmbrățișați, să fiți foarte atenți la visul fiecărui copil. Cu pupici pentru voi și cu multă iubire. Mă duc să desenez mai departe. Iar tu, Acuarela, ai făcut un desen atât de frumos și colorat. Îmi place foarte mult. Și la tine desenul este plin de lumină și căldură. Curios, oare cum arată desenul făcut de clounela? Sunteți chiar curioase? Da. Să știți că tocmai l-am finisat. Vreți să-l vedeți și voi? Da. Bine, am să pun așa aici. Închideți ochii. Închideți ochii și... Ta-dam! Gata, desenul meu este gata. Vă place? Da, și mie îmi place. Am ales să fac culoarea portocalie, pentru că ai spus că portocaliu înseamnă sănătate. Uite, asta vreau să-i dăruiesc și asta vreau să-i spun. Multă, multă sănătate.
Ce mă bucur că și voi ne-ați ajutat și ați avut grijă și repede am rezolvat. Chiar dacă noi am uitat să pregătim cadourile. Zic că voi sunteți niște prieteni adevărați. Mulțumim! Așa este. Sunteți cei mai minunați prieteni, iar eu mă bucur atât de mult că vă cunosc. Am putea ști ceva, am putea să le dedicăm piesa prieteniei. Dar nu știu dacă ar vrea ei. Ați accepta o dedicație din partea noastră? Ați accepta ca noi vouă să vă dedicăm piesa prieteniei? Atunci, copilași, vă ridicați în piciorușe, toți copilașii. Mânuțele în față, le scuturăm bine. Uite așa și numărăm până la 3 să vină muzica. 1, 2, 3, hai la joacă, știm că vrei! Mergeam noi într-o dimineață, toată gașca noastră, cu dansuri, cântece, povești și zâmbete pe față. Iar soarele ne-acompania cu razele lui calde și floricele am cules frumoase, colorate. Mergeam noi fericiți privind îndepărtare. Am zărit noi mulți copii cu fețe zâmbitoare. Pe dată am sărit speriați, de unde atâta lume? Care zâmbește așa zglobiu atunci când spunem glume. Ding dang, ding 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 dari do. Ding dang, ding 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 dari do. Ne așteptați și vreți în gașca noastră ca să cântați și să dansați, așa-i dorința voastră? Atunci de azi suntem amici în gașca noastră mare, unde cei mari, dar și cei mici au fețe zâmbitoare. Ding dong, ding 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 dari do. Ding dong, ding 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 dari do. Fetelor, dar ce faceți aici? Ce-i cu călăgia asta? Gogonia! Salut! Da, în primul rând, salut! De ce să ne mai salutăm dacă ne-am văzut astăzi? Păi, ne revedem, deci ne resalutăm! Să presupunem că m-am salutat, deci ce-i cu călăgia asta la voi? Păi, ne jucam cu copiii, da. Cu ei sigur nu te-ai văzut astăzi, așa că trebuie să te saluți! Păi ne-am văzut la spectacolul din iarnă, ne-am salutat atunci. Stai un pic, Gogonel. Ne salutăm o dată pe an sau de fiecare dată când ne revedem? De fiecare dată. Ai văzut, copiii au confirmat. Ne salutăm de fiecare dată când ne vedem. Bine, o să mă mai gândesc la asta. Wow, a scos șevaletele. Da. Ați desenat. Păi da, noi cu copiii ne pregătim de ziua mamelor. Ziua mamelor? Da. Ziua mamelor? Gogonel, tu ce, nu știi? De ziua mamelor se pregătesc cadouri. Da. Și cadouri? Aha, cadou, Gogonel. Nu, cumva, tu ai uitat să pregătești cadou pentru ziua mamelor. Gogonel, trebuie neapărat să faci un cadou pentru ziua mamelor. Trebuie, urăsc acest cuvânt. Păi, Gogonel, noi putem cu copiii să te ajutăm și împreună să facem un cadou. Copii, ne ajutați? Da, mulțumesc frumos, dar mă descurc minunat și de unul singur. Ține. Așa, poate vine ceva pe aici. Gogonel, toate aceste bomboane tu le-ai mâncat astăzi? Nu crezi că sunt prea multe? Și hârtiile trebuie duse la tomberon, nu pe jos aruncate. Astea nu sunt ale mele. Ale cui sunt?
Cine le-a dat jos acum? Ale cui? Gogonel! Gogonel! Exact! Încearcă să spună minciuni! Nu-i frumos să spui minciuni, trebuie să fii un copil manierat, Gogonel! Și trebuie să te comporți frumos, Gogonel! Și încă ceva, trebuie să pregătești cadou pentru ziua mamelor! Oi, gata! Ajunge! Trebuie! Am obosit de la atâta, trebuie! Mai bine mă duc să trag un pui de somn! Și Gogonel, când cineva pleacă, spune papa sau da. La revedere, așa e da. Copii! Eu deja am plecat, de aceea nimic nu mai trebuie! Ce ne facem cu Gogonel? De ce oare el nu vrea să fie un copil manierat? Da. Mereu face doar șotii și năzbâtii. Cred că data viitoare când vine, îl și întrebăm. De ce face năzbâtii? Așa este, pentru că mie mi-ar plăcea ca Gogonel să se joace împreună cu noi. El este haios, dar deseori se comportă urât și mai spune și minciuni. Dar știți ceva? Copiii care se comportă obraznic, așa. Ei de fapt caută atenția celor mari. Iar în ceea ce privește bunele maniere, le pot învăța toți, oricine și oricând. Aha. Adică mai ales că avem un cântec care se poate învăța foarte vesel bunele maniere. Poate îl cântăm acum cu copiii, să vedem dacă ei sunt copii manierați. Voi sunteți copii manierați? Da. Părinți, voi confirmați? Ok, acum își verificăm. Hai să vedem toți copiii manierați cum se ridică în picioare. Ia să vedem. Bine. Punem mâinile în față și chemăm muzica împreună, da? 1, 2, 3. Hai la joacă, știm că... Bravo! Bravo, Melissa! La 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 corectez, iar greșeala să nu o repet, nu o repet. Sunt copil manierat, e adevărat, sunt energic, voinic și educat, sunt că prietenesc, pe adulți stimesc, sunt copil minunat. Sunt copil manierat, la 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 la, sunt energic, voinic, la 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 la, sunt că prietenesc, la 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 la, sunt copil minunat. Prietenii împart jocuri, cărți de colorat și nimeni din noi nu-i supărat, nu-i supărat. După fiecare joc adunăm totul la loc, să fiu ordonat, nu-i greu deloc, nu-i greu deloc. Sunt copil manierat, e adevărat, sunt energic, voinic și educat, cu toți prietenesc, pe adulții stimez. Sunt copil minunat, sunt copil manierat, la 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 la, sunt energic, voinic, la 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 la, sunt copil prietenesc, la 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 la, sunt copil minunat. Spun noapte bună când mi-e somn, îmi stărui părinții și adorm, după ce am stins lumina în dormitor. Colorat, ce mai am de explorat, pentru mâine fiind copil manierat, copil manierat. Sunt copil manierat, e adevărat, sunt energic, voinic și educat, cu toți prietenesc, pe adulții stimez, sunt copil minunat. Bine copii, haideți să vedem care sunt bunele maniere învățate astăzi. Bună dimineața! Salut! Salut! Vă spunem mulțumesc tare mult! Bună ziua! Pa! Pa! Mă scuzați, e greșeala mea! Bună seara! Vă rog! Vă rog! Noapte bună și hai! Noroc! Sunt copil manierat, e adevărat, sunt energic, voinic și energic.
toți prietenesc, pe adulți îi stimez, sunt copil minunat. Sunt copil manierat, la 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 la. Sunt energic voinic, la 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 la. Sunt toți prietenesc, la 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 la. Sunt copil minunat, sunt copil manierat, la 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 la. Sunt copil educat, la 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 la. Sunt copil ordonat, la 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 la. Sunt copil minunat, la la la. La 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 și bravo pentru toți copiii manierați. Bravo! Aplauzele sunt pentru voi. Și părinții să vă aplaude. Bravo! Știi ce fac clounela? Ce? Eu vreau să recunosc ceva. Oh, ce? Păi să știți, copii, că înainte nici eu nu spuneam mulțumesc atunci când primeam ceva. Credeam că oamenii înțeleg și așa, că le-am mulțumit doar că în gând. Însă acum, de fiecare dată spun mulțumesc când sunt ajutată și când primesc ceva. Iar dacă se mai întâmplă să uit, la mine în cap se pornește cântecelul nostru, sunt copil manierat. Și îndată repar greșeala, îndată spun mulțumesc. Să știi că și pe mine m-a ajutat acest cântecel, mai ales când mă joc acasă cu toate jucăriile. Să știți că mi-apare o voce sus și îmi spune: ești copil manierat, ești copil ordonat. Și ce faci în momentul ăsta? Păi dansez. Credeam că strângi jucăriile. Stați un pic. Cred că tocmai am găsit pasteluța magică pentru Gogonel. Îl chemăm aici și îi spunem cum stau lucrurile. Îl învățăm să fie copil manierat. Ne ajutăm? Ne ajutăm? Da? Îl strigăm? Hai toți împreună, tare și... Gogonel! Hai tare! Gogonel! Încă o dată! Gogonel! Păi el a zis că se duce să doarmă. Știu cum facem. Noi ne ducem să-l trezim, dar voi strigați în continuare, da? Și poate reușim să-l trezim și să-l învățăm bunile maniere, bine? Haideți, strigăm! Gogonel! Mai tare! Ne ducem să-l trezim! O, ce-i cu gălăgia asta? Nu-mi dați voie să dorm. Fetele nu-s? Nu-s? Așa? Dar desenele au rămas aici. Și mi-a venit o idee. Cred că e tocmai momentul potrivit să le facem un pic mai frumoase. Așa? Ce avem aici? Curcubeu de noapte. Din el o să iasă un avion foarte, foarte bun. Așa. Îndoim aici. Facem un pic, un avion rapid, foarte rapid. Și mare. Așa, cu niște propulsoare cât mai. Așa, încă un pic. Vai, de aici îndoim așa. Așa. Și aici încă un pic. Așa. Ce avion colorat, vai! La fel așa cum mi-am dorit eu din copilărie. Încă un pic și gata. Aripa stângă, aripa dreaptă. Și ultima aripă. Gata, avionul meu este gata. Vă place, copii? Da, este magnific. Vreți să zburați împreună cu mine? Îmi pare rău, dar am doar un singur loc. Și atențiune, naufragiat. Wow, și aici, vai ce frumusețe, ce soare, magnific. Din el o să vă arăt un truc. Un truc care l-am învățat la școala de magicieni. Așa, îndoim aici. Deci, din acest desen, o să vă arăt. Așa, voi face mai multe obiecte. Voi face prosoape, o minge, un pistol și desigur că un tricou. Așa. Avem nevoie aici de o farfică? Desigur. Fiți atenți aici. Așa, știu că vă place și vouă. Ce avem aici? Și fiți atenți, ce e asta, copii? Este o minge. Corect. Așa, mai departe. Facem prosoapele. Așa. Așa, și aici. Și aici. Mai tăiem un pic. Așa. Fiți atenți. Punem asta aici. Avem 1, 2, 3 și 4 prosoape. Și spre final, un pistol. Așa. Un pistol. Dar nu vă fie frică, e cu apă. Așa. Și momentul culminant, magia.
un tricou. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Aici. Și a rămas desigur că ultimul desen. Ce floricele frumușele. Aha. Din ele o să facem niște confeti. Să mă pun aici să le tai repede. Așa. Aha. Foarte ca. Așa. Și confeti. Așa. Așa. Și aici. Și aici. Și aici. Așa. Ua, ce confeti. Ce veselie. Confeti. Gogoniel, unde ești? Gogoniel, unde dormi? Gogoniel, ce ai făcut? Acuarela, clownul a venit aici. Ce a făcut? Da, 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 l-ai găsit pe Gogoniel? Unde sunteți? În sfârșit. Oi de mine! Curcubeul meu s-a transformat într-un avion? Da, tu n-ai idee ce de bine zboară, da. Oh, nu, Gogoniel, de ce ai făcut asta? Gogoniel, și noi care te căutam și doream să te ajutăm. Păi, am făcut desenele voastre mai frumoase. Nu-i așa că sunt mai frumoase, copii? De ce nimeni nu vrea să se joace cu mine? Gogoniel, de ce ai distrus desenele? Ce te-a făcut pe tine să distrugi desenele noastre? Pentru că eram nervos și supărat, dar acum m-am calmat. Și ce te-a făcut pe tine să fii așa furios? Păi, eu am uitat de ziua mamei și nici măcar n-am pregătit niciun cadou. Așa și? Și cadoul meu nici măcar nu poate fi împachetat. De aceea m-am gândit că o să distrug toate desenele voastre și vom fi toți chit. Nu vom avea nimeni cadouri, da. Gogoniel, să știi că noi suntem prietenii tăi și era să te ajutăm. Inventam ceva, făceam un cadou. Spune-ne ce ai vrut să faci cadou. Băi, foarte mult m-am gândit ce să dăruiesc, dar de fiecare dată gândul îmi ajungea la dragoste și iubire. Și? Chiar dacă inima mea este de un copil mai puțin manierat, oricum e plină de mulțumesc, doar că mie mi-e rușine să zic cuvinte ca te iubesc, mulțumesc. Băieții viteji nu fac asta, asta e mai mult așa pentru fete. Gogoniel, în primul rând să știi că te-ai gândit la un cadou foarte frumos, iar în cel de-al doilea rând te învățăm noi să fii un copil manierat. Noi suntem prietenii tăi, te ajutăm. Da, Gogoniel, noi acum nu avem cadou și nici tu nu ai cadou pentru ziua mamelor. Dar poate ne mai gândim un pic și poate o să apară și un pic de timp și o să facem totuși ceva frumos. Poate, știu, hai să învățăm cu copiii un cântecel frumos de ziua mamelor și așa încercăm să reparăm, da? Copii, haideți să facem în felul următor. Mergeți la mămicile voastre, avem un cântecel fix potrivit, dacă tot nu avem alte cadouri. Mergeți și le dați o îmbrățișare mare și caldă. Puteți să ieșiți să dansați împreună. Dacă vreți, ieșiți și pe cărare. Faceți ceea ce vă zice inima. Important este să fiți împreună. Iar noi o să vă cântăm. Sunteți pregătiți? Haideți să punem mâinile în față și să chemăm muzica împreună, da? 1. Hai la joacă, știm! Vrei! Am vrut să-ți coleg o floare, un mic ghiocel frumos, dar până la urmă moare și cui mai e de folos. Am vrut să-ți coleg steluțe, să-ți fac un frumos colier,
Mulțumim, Gogonel, că ne-ai adus aminte de fapt care este cel mai prețios cadou. Dragostea, iubirea și inimioara noastră. Și eu vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult că m-ați ascultat și m-ați înțeles. Și acum că am distrus desenele voastre, vreau să repar greșeala. Acuarela, zâmbarela, am nevoie de ajutorul vostru. Vă rog frumos. Pentru că cele mai prețioase cadouri, de cele mai multe ori, nu le găsim pe rafturi în magazine. Cele mai prețioase cadouri au alte rafturi, în inimioară, acolo unde e cald și bine. Cele mai prețioase cadouri vin din inimă, cu iubire și pentru iubire. Cele mai frumoase cadouri sunt amintirile din copilărie, cina în familie, aventurile cu prietenii, îmbrățișările calde și privirile care spun totul. Și cele mai frumoase și cele mai scumpe cadouri sunt ceea ce noi credem de fapt că avem ca și garantat. Sănătatea, prietenii, generozitatea, compasiunea, dar mai ales, și cred că cu toții am simțit asta în ultima vreme, mai ales pacea, oamenii și iubirea. Iar noi, din iubire și cu iubire, am făcut aici o inimă mare, mare pentru toate mămicile! Ce inimă mare, frumoasă și plină de iubire! Cu iubire și drag de voi! Cu iubire și multă empatie! Cu iubire și admirație! Cu iubire de pe planeta Clownela! Cu jocuri curupucu, o planetă cu magie, cu prințese și pitici, unde toți ar vrea să fie, și cei mari, dar și cei mici. La 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 de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi.